Mă numesc Arthur Brown și am locuit în Marea Britanie de Cunoști. Chiar m-am îndrăgostit de o femeie frumoasă pe nume Nicoleta Trifa. Avea ochii căprui, sticluși, buze mari frumoase și un corp de zeiț. Așa am ajuns eu în România. Mi-a luat aproape jumătate de a să învăț puțin în român, dar mă descurca. În scurt timp m-am căsătorit cu Nicoleta, frumoasa mea nevastă. Am decis să ne mutăm într-un apartament un pic mai mare, având în vedere că urma să avem un copil. Cea care ne bucura nespus de mult pe amândoi. Din păcate, în luna decembrie, cât eu eram la muncă, am primit un telefon urgent de la spital anunțându-mă că soția mea a avut un accident de mașină. Eram șocat. Pe atunci. Acum sunt doar plictisit, presupun. Țin minte cum tremuram în timp ce mergeam spre mașină, iar mâna se comporta precum o gelatină când ținea mâna pe mână. Atunci când am ajuns la spital și mi-am văzut soția iubită întinsă în pat, parcă mi-am văzut toată viața în fața ochilor. M-am așezat lângă ea și am luat mâna ei micuță între-a mea, apoi am sărutat-o de câteva ori. Tresar de fiecare dată când mi-aduc aminte de cât de rece era pielea ei și culoarea aceea mov albăstruie de cadavru. În fine, trecuseră câteva luni, iar noi doi nu ne puteam obișnui cu gândul că a pierdut sarcina. Aceasta parcă a intrat într-o depresie sau a nebunit. Nu știam sigur ce să fac. Mereu dădea vina pe mine că a pierdut copilul. Uneori chiar îndrăznea să arunce cu farfurii în mine. Timpul iarăși a trecut, iar într-o dimineață când eu făceam cafeaua la arăgaz, am început să aud cum a intrat în bucătărie. M-am întors spre a pregăti să-i urez o bună, o dimineață bună, dar cuvintele mi-a rămas blocate în gând. Avea din nou pielea vânătă, iar ochii ei erau complet dați peste cap. Dinspre ea se putea simți mirosul de carne putrezită. M-am apropiat de ea cu mâna la nas și am încercat să pun mâna pe ea, dar imediat ce am făcut urta cu pielea, a început să îi cadă iar ea a zbierat. Uite ce mi-ai făcut! N-ai mai simt minte nimic clar, dar știu sigur că am văzut cum ochii ei au devenit roșii. Iar o grămadă de sânge a început să-i iasă prin pielea rămasă pe corpul ei. Am acum zac într-un colț de cameră negru și ascund zbieretele înfundate ale sufletelor care erau trase. Sincer, nu-mi imaginam așa. Nu-mi imaginam că așa arată iadul.